M-am trezit și am vrut să privesc soarele cum iese dintre nori. Ai avut dreptate. Natura poate să explice mai mult decât o singură persoană care intimidează. Să lămurească de ce norii trec rapid deasupra capului și copacii se mișcă. De ce la urcare oboseala pune pauză pe gânduri, chiar dacă inima mai puternic. Și ai avut dreptate. Iubirea o să salveze când controlul se pierde și mâinile rămân fără gesturi. O să mă salveze de vântul care trece prin hainele ude într-o zi de toamnă. De prietenul pe care l-am trădat și nu m-am simțit nici 2 minute vinovată. De peisajul acesta care e prea mult sub ochii mei, prea verde. Se spune că iubirea o să mă salveze de distanțele pe care nu le pot străbate. Distanța de aici până la mulți metri măsurați cu piciorul. Iubirea o să mă salveze și de fanteziile plictisitoare, care umăresc ego-ul și stima de sine. Unde sunt ego-ul și stima de sine? Stau pe scaun și mă scufund, în scafandru, în apa cea mai adâncă. Ambițiile sunt tot mai joase când se pune problema inspirației. M-am trezit prea târziu să văd soarele cum iese dintre nori. În sud ploaia s-a extins mult, chiar și pentru un început de octombrie, când aș fi vrut să învăț aspectele pozitive ale afecțiunii, așa cum pământul are nevoie prima dată de ploi mărunte. Și cu ce aș rămâne din corespondența asta? Sentimentul stranietății care prinde tot acest dezechilibru și mă supune unui inventar al sensibilităților. Și nu, în aceste conexiuni m-am întors să verific fragilitatea unor întrebări puse prea devreme. Ce determină temperatura medie pe pământ? Cantitatea de căldură pierdută când nicio greșeală nu s-a luat în calcul. Flash-ul din sala de cinema, unde m-am întors de câteva ori și am pus pauză virtuală să privesc reacțiile spectatorilor. Tot mai dese încercări de discreditare, când adevărata descoperire a fost făcută de regularitatea cu care mă mișc printre aceste materii. Și singura eroare suntem noi, pentru că nu ne putem deplasa împreună în locul unde se spune că nicio altă materie nu poate să conțină acel punct unde instabilitatea devine firească. Peisajul s-a împărțit în două. Pe câmpul din față, verdele ascunde ultimele pete de pământ unde iarba nu a încolțit. În depărtare, pădurea de conifere acoperită cu zăpadă. Îți doresc pe geamul din bucătărie să vezi asta. Mă mișc prea repede în domesticul tău, pădurile negre, câmpurile verzi, lemnul maro și bucățile pătrate de pământ, numai bune pentru o cutie de jucării. Toate sunt impulsuri ridicate mult deasupra mea, ceața aproape albă poate ascunde eclipse și explozii. Nu aștepta prea mult după ele. Suntem începători în ce privește naturile nenaturale. Tot ce credeam despre mine e mai rapid în viziunea ta. Complexitate umană, s-ar spune. Viziuni verzi pentru că e imposibil să mai auzi ceva. Putere fizică încărcată cu încrederi despre care nu poți vorbi cu cei care judecă. Și nu mai e loc să fie altcineva. Ficțiunile târzii te împing să accepti. Plimbarea. Tot mai mult între ei oamenii ușurează căldură. Și universul ar putea fi a lor, ca lucrurile care nu rămân așa cum le știm. M-am dus să ascult păsările din copacii care doar sus au coroană și ele așteaptă conștientizarea, oamenii între ei să-și ureze căldură. Aproape că se aud pașii pe drumul lung, unde prima dată a mers către mare, intimitatea culorilor, și nu departe, alinierea cu planetele vizibile. Nu cerută de oameni, fiecare cu universul propriu. Într-un film, personajul compara creierul cu designul cosmosului și l-am ascultat pe Tyson vorbind despre cum noi suntem parte din univers și el parte din nimic mai evident, nici locul unde mă pregătesc să strâng pentru tine căldură și respect. Mai mult în raport cu astronomii care se întorc la Sagan pentru modul frumos în care a spus
cum este mult mai bine să înțelegi universul așa cum există el decât să persiști în iluzii, oricât de satisfăcătoare și liniștitoare ar fi. În dezacord, în deziluzie, se poate funcționa și găsi satisfacție. E mai simplu să creezi o lume decât să te ghidezi după una existentă. Utopie de asumat. Teorii cu care înțeleg semiotica atomilor, atingerile noastre pe suplapum ovară. Și asta oferă prea mult pe bucata mică de piele. Un val, o plăcută joacă a aerului. Sunt flori vizibile și păsări în copacul înalt. Povestea lor aproape umană. Verdele crud mă intimidează și roșesc. În drumul spre casă, pe strada unde plantele ajung la nivelul mâinilor și le pot atinge. Prea greu de urcat în copaci când sunt atât de aproape de nori. Nu mă pot plânge de nimic. Tot ce nu se adaptează cu mine rămâne o bucată de pământ pe care încă nu am pus piciorul. Mulțumesc!